Acest program este susținut de Aqua Carpatica, gustul purității. Invitata mea de astăzi este o artistă foarte iubită de public și cu o carieră impresionantă. Viața a supus-o multor provocări, dar le-a înfruntat cu brio. Despre succes, despre iubire, despre fericire, dar și despre momentele grele, vorbim astăzi cu Narcisa Suciu. Nu știu dacă ți-e clar, s-a trecut un glonț pe lângă ureche, dar te-a și julit un pic. Am ajuns la spital în septicemie. Cred că eram într-un burnout. Aveam senzația că e prea mult. Am zis, nu, peste cadavrul meu. Dacă îl lăsam în pace, poate trăia până acum. Nu știu cum să zic, că e aici, tot timpul. Și au zis, nu vreau să-l văd. Cum adică nu vrei să-l vezi? Tatăl Dariei. Dacă nu pot să plec, o să mor. Nu mi-am dorit să fiu celebră, să mă știe lumea. Bună, bine ai venit, Narcisa. Mulțumesc frumos, ce prezentare frumoasă mi-ai făcut. Mulțumesc. Poate ai mai adăugat ceva? Că ai multe acum într-o prezentare, așa, un intro, e să greu să cuprinzi tot. Să știi că asta, chiar asta a fost subiectul discuției mele cu terapeutul meu săptămâna trecută, când el zicea, ai făcut atât de multe în viață și eu zic, mi se pare că n-am făcut nimic. Și zice, cum? Ai făcut atât de multe, uite, ai o fată, zic, aici da, asta da, fata da, dar ea pot să zic că e cartea mea de vizită, dar în rest mi se pare că n-am făcut aproape nimic. Dar știi cum e, cu cât faci mai multe, cu atât se pare că ai făcut puține. Da, nu știu, eu sunt, la mine autocritica funcționează în fiecare zi și vocea aia care comentează nu prea tace niciodată, dar e un lucru de care nu mi-am dat seama decât discutând cu terapeutul meu. Da, mulțumesc. Dar e bine să fii așa autocritic sau prea autocritic? Nu știu dacă e bine. Dacă m-aș gândi logic, aș putea să zic că probabil ăsta ar fi motorul pentru evoluție, știi? Sau combustibilul pentru evoluție, dar terapeutul meu îmi zice că cel mai bine e să înțelegi că ai nevoie și de o perioadă în care să stai pur și simplu sau, nu știu, să-ți dai voie să... Da, mie mi se pare că nu fac suficient. Și că, adică îmi cunosc potențialul, știu că aș putea să fac mai mult și mi-e ciudă că nu fac mai mult, știi? De fapt, despre asta e vorba. Da, ești mulțumită de anumite lucruri pe care le faci? Adică îți vine așa să te lauzi cumva? Nu. Aproape niciodată. Să știi că sunt foarte mândră, lăsând-o parte, lăsând-o pe Daria la o parte că n-ai altceva, dar din tot spectrul ăsta profesional, sunt foarte mândră de cărțile mele și ți-am adus și ție cartea mea, pentru că știu că ai o fetiță. Da. Și o să te rog să îi răspunzi la toate întrebările din carte, nu știu dacă okay. Știi conceptul. Este un fel de ce aveam noi când eram mici, nu știu dacă tu ai apucat, și se numea Oracol. Da, numai că e un oracol serios. Cum să nu? Un oracol serios e o culegere de vreo 300 de întrebări pe care le-am pus în capitole și știi ca toate ideile geniale mi-a venit într-o noapte de revelion și cred că în 3 zile am fost gata cu tot ce am avut de scris. La început am scris frumos, după care pe măsură ce curgea informația din mine am scris, mă rog, așa cum mi-a venit și asta e o chestie de care sunt mândră și cu asta îmi vine să mă laud. Nu o fac, că la fel vocea aia din interior îmi zice nu, e frumos, te lasă. Da. Lasă-i pe alții să zică că ai făcut bine, știi? Mama, povestește-mi despre tine. Da. O parcurg cu siguranță. Da. Și... pentru cei care nu știu despre ce e vorba, nu e o carte pe care să o citești, nu încă, dar în momentul în care mama, ce răspunde întrebărilor din carte, va termina de scris tot ce e descris acolo, s-ar putea să fie cea mai importantă carte pe care o aveți în bibliotecă. E superbă și arată bine. Adică pe lângă arată binișor. Faptul că e un conținut... arată binișor. Mă rog, arată cam cum mi-am imaginat eu că trebuie să arate.
Și fiecare capitol are un desen pe care l-a făcut Daria, fata mea. Ea, pregătindu-se pentru facultatea de arte, avea un portofoliu, știi, și îl lăsase acasă, mă rog, când a plecat la școală. Apropo, astăzi Daria are expoziția de licență de final de facultate. Ce frumos, succes! Da, mulțumesc! Uite, și acum ai spus, arată binișor. Da, vezi, de nu ce? Pot, nu știu. Arată superb. Dar nu mi-am dat seama de chestia asta decât în momentul în care terapeutul meu mi-a zis, ești un pic prea critică cu tine, dar nu mi-am dat seama. Da, arată binișor. Dar ești conștientă de talentul tău imens de asta, și da. De... De asta da, pentru că nu cred că am eu vreun... cum să zic? Nu vine de la mine, da, nu vine de la mine. Da, eu chiar cred că noi fiecare când venim pe pământ, venim pentru ceva, avem ceva de făcut. Mie mi s-a dat să cânt. Ție ți s-a dat să faci asta, nu știu. Da. Unele pot să fie, știi, la un moment dat am vorbit cu un episcop și îmi zicea, știi, unele sunt făcute să fie mame bune, poate tu ești una dintre ele. Unele sunt făcute să fie soții bune și poate tu ești una dintre ele. Altele sunt făcute să meargă la mănăstire. Nu cred că ești una dintre ele, că eu asta vreau în momentul ăla. Da, știu. Da, și eu cred că am fost făcută să cânt. Și că asta e treaba mea și câtă vreme îți faci treaba ta, e bine, știi? Da, e bine că ți-ai făcut treaba foarte bine, pentru că sunt atâtea persoane pe care dacă mi s-au dat toate uneltele și atunci sigur că da, deci m-a ajutat. Vezi, tu găsești... Dar nu e de la mine. Dar vezi că tu găsești argumente care, mă rog, nu vin... Care mă exclud. Da, da așa e. Că am fost serioasă și că am avut grijă de asta, asta pot să zic că da, dar iară, pentru că am avut norocul să întâlnesc oameni care să mă învețe să fac asta. Știi? Am avut profesori care m-au învățat să cânt în așa fel încât am fost nu de mult pentru prima oară în viața mea la un orelist care mi-a zis, fa, de când vreau să-ți văd corzile vocale, poți să mă uit? Da. Și-a băgat la camera și-a zis, vai, dar sunt minunate, sunt argintii, suple, n-ai avut niciodată probleme? Și am zis, nu, n-am avut, pentru că am avut un profesor care m-a învățat cum să cânt. Mm-hmm. Și ca să le și protejezi. Da, ca să nu se strice. Da. Pentru că știi foarte bine, în meseria noastră sunt foarte mulți care n-au avut parte neapărat de cineva care să-i învețe și care ajung să facă pareză vocală, nu știu, mă rog, să aibă nodul pe cor, să meargă să șopereze. Parcă Dan Bigman a trecut pentru o situație. Nu, Dan a avut altceva. Altceva, da. Altceva. Da, care era lângă coarda vocală, dar era un nerv lângă coarda vocală, că am vorbit cu el despre asta chiar nu de mult. Dar sunt cântăreți mari, cu voci foarte mari, dar care n-au apucat să treacă prin asta. Știi că și școala asta totuși are un rost. Na. Pe mine m-a șocat un pic atunci când tu ai decis să părăsești țara. Oh, pe tine și pe tot restul lumii. Toată lumea, da. Da. Zic, Doamne, zic, cum? Aici erai, aveai o carieră extraordinară, erai sus, adică nu știu, a dezamăgit ceva? Era mai sus decât acum, asta e clar, dacă e să o luăm pur și simplu la box office, da. Nu că eram dezamăgită, cred că eram într-un burnout, știi? Mm-hmm. Cred că eram în prag de burnout. Aveam senzația, aveam o casă de management, mă rog, care îmi spunea ce am de făcut și aveam senzația că în afară de poliția vă informează, mă vezi oriunde ai deschide televizorul, aveam senzația că sunt eu peste tot și mă gândeam, Doamne, lumea se satură să mă vadă tot pe mine, la fiecare emisiune vorbim despre practic aceleași lucruri, că na, nu poți să vorbești decât despre ce ți se întâmplă. Corect. Și aveam senzația că e prea mult, că e prea mult. Începusem să fac o selecție, mă rog, locurilor în care mergeam. Așa cum mă pricepeam la ora aia, dar mi se prea că fac prea mult și că sunt eu și locomotiva și primul vagon și nu mai puteam. Și în momentul în care, mă rog, l-am cunoscut pe cel ce avea să-mi devină soț și el mi-a propus să ori să se mute el aici, ori eu să merg acolo, nu prea m-aș fi dus, doar că am dus-o pe Daria acolo, într-o vacanță scurtă și ăla a fost momentul în care ea și-a dat seama că nu mă cunoaște nimeni. Și atunci, na, ea mică fiind, avea 10 ani, mi-a zis, tu îți dai seama că în țara asta ai putea să fii doar mama mea. Și atunci mi-am dat seama cam cât de tare o deranjează faptul că ne știe lumea, ea nefiind un copil care să-și dorească vreodată să meargă cu mama la serviciu sau niciodată. Na, și m-am gândit eu mai bine și am zis, hai. A fost o hotărâre luată după îndelungi seri, știi, de analiză da. Și da. M-am gândit bine, dar în momentul în care m-am hotărât, am zis, asta e, asta am de făcut. Și eu eram convinsă că din momentul în care o să merg, nu o să mă mai sune nimeni, să mă cheme niciodată nicăieri. Am zis, gata, până la urmă, să ieși la pensie la 30 ceva de ani, nu e cel mai rău lucru care se poate întâmpla. Adică, e ok. Numai că telefonul continua să sune, știi? Și eu ziceam, păi da, dar eu m-am mutat din țară. Și tot ziceam, păi nu contează. Da. Și până la urmă, știi, vei cum am zis, într-o zi, dar dacă tot te sună, adică du-te, adică bucură-te că te sună. Corect.
alții ar vrea să fie sunați și nu-i sună nimeni, de ce nu mergi? Și eu zic, da, dar cum o să te descurci dacă... Și el a zis, da, cum crezi că m-am descurcat până te-am cunoscut? Mă descurc, e ok, du-te, na. Așa. Acum, dacă stai și te gândești, a fost o decizie bună? Dacă mă uit la Daria și la ce face ea astăzi, da. As we speak, da. Da, nu știu dacă ea... Iarăși, din cauza faptului că ne știa lumea, dacă, de exemplu, lua un premiu la școală, zicea, asta e pentru că-s fata ta, de-aia mi-a dat premiu. Dacă, nu știu, la un moment dat se dusese la un concurs de desen, că n-a tot pe artă plastică, și luase premiul cel mare acolo și nu, pentru că sunt fata ta, sunt sigură că altfel nu mi-ar fi dat premiu, știi? Și orice victorie avea, o punea pe seama acestui fapt. Iar acolo, pe măsură ce creștea și, mă rog, câștiga stipendă de la școală, adică un fel de bursă, da. Că avea note bune sau așa, zicea, tu îți dai seama că mi le-au dat fără să știe că tu ești mama mea, știi? Da. Și se bucura. Și se bucura, da. Și acum e foarte fericită că tot ce face, face pe barba ei, pe spatele ei, pe numele ei, pe creierul ei, pe inima ei și, da. Deci, având în vedere că Daria a ajuns omul care este azi, da, mă bucur că am făcut-o. Chiar dacă, mă rog, am avut de plătit un preț, da. Sunt absolut ok cu asta. Înțeleg că este cel mai bun sistem educațional. Așa zic specialiștii. Din lume, din Europa, nu mai din lume, da. Așa zic specialiștii. Acum nu știu cine sunt eu să fac astfel de... Tu cum ai... Pentru mine, ca părinte, a fost foarte bine tot ce s-a întâmplat acolo. Faptul că, îți dai seama, Daria, în momentul în care am mers la școală acolo, era în clasa 5 aici. Noi ne-am dus în 3 ianuarie. În februarie ea s-a dus la școală deja, tot în clasa 5-a. Doar că avea două profesoare care îi predau limba finlandeză intensiv, fiecare cu metoda ei de predare. Și a învățat finlandeza prin limba engleză, pentru că făcuse engleză aici. Deci, și sistemul de învățământ de aici, începând de la grădiniță, că ea nu a fost la școală privată sau grădiniță privată, o ajutat-o să învețe engleza atât încât să poată să învețe limba finlandeză prin limba engleză, știi? Și, mă rog, după câteva luni, două luni, cred... deja își făcuse orele de sport, de muzică cu ceilalți copii de clasa 5-a cu care urma să fie în clasă, a urmat vacanța și pe urmă în clasa 6-a s-a dus pur și simplu. Deci au avut metodă să o ajute să se integreze repede și să poată să țină pasul cu ceilalți. Pe de altă parte, uite, eu am făcut școală de limbă acolo și aveam colegi de, mă rog, toate vârstele. Aveam, de exemplu, colegi din Asia. Da. Unele dintre ele nu știau să scrie în limba lor. Nu știu, nu știau alfabetul. Ca așa a fost viața pentru ele, mă rog. Și au reușit să le învețe limba finlandeză și să scrie și să citească. Mi se pare extraordinar. Metoda a fost incredibilă. Deci, da, metoda e foarte bună. Și mă îndoiam de ea, pentru că în momentul în care eu m-am dus la prima oră de curs, aveam un profesor, un băiat, cu multe piercing în cap, în nas, în ureche, nu știu, și mă uitam și mă gândeam, ce... Vezi, prejudecata cu care am fost noi obișnuiți și cu care am crescut. Și ăla era un profesor foarte bun, care ne-a învățat pe toți limba finlandeză, deci funcționează. După ceva timp petrecut acolo, n-am început să-ți fie dor de România? Ba da, dar n-am prea apucat pentru că m-am întors tot timpul, știi? Mm-hmm. Am avut tot timpul, mă rog, aveam spectacole, că mă chemau oamenii pentru diverse chestiuni, acțiuni și așa. Am venit foarte des. Prima dată când am simțit că dacă nu vin, mor. Și s-a întâmplat pe perioada restricțiilor, în pandemie. Da. Pentru că atunci a fost prima oară în care eu nu puteam să vin. Altfel, de exemplu, se întâmpla să vin vara, pentru că e ziua nepoată-mii la final de august, pe urmă e ziua lui frate-mii la început de septembrie și veneam la ei și stăteam mai mult. Sau am venit în timpul verii cu familia de acolo, cu familia extinsă, să le arăt Transilvania. Sau eu veneam foarte des, chiar dacă n-anunțam la televizor că am venit, știi? Dar în momentul în care n-am mai putut să vin deloc, am zis, dacă nu... Deci nu, dacă nu pot să plec, o să mor. Adică nu pot. Na, și în momentul în care am reușit să vin fără vaccin, am venit și mi-am făcut vaccinul aici ca să pot să circul, am plecat. I-am zis lui bărbatul meu, nu știu când mă întorc, dar știu unde stau, dacă e ceva. Da, și de atunci, mă rog, mă duc, mă întorc mai ușor. Mai ales că Daria acum, e plecată deja de ceva vreme. Mai era cățelul nostru care, mă rog, mă ținea mai lipită de casă, că îl iubeam foarte tare și că avea nevoie să mă ocup de el. În momentul în care l-am pierdut și pe el, mi-a fost mai ușor să mă deplasez. Când erai mică, ai știut că vrei să devii ceea ce ai devenit? Nu. 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 Când eram mică, când eram foarte mică, când eram în clasa 1, aveam o vecină pe care o chema Dana, care era și cu mine în clasă, și care mergea după ore undeva în fiecare zi și eu nu înțelegeam unde se duce și eu am întrebat și ea nu-mi spunea și la un moment dat am urmărit-o
Și ea se ducea la ceea ce se chema pe vremea aia Casa Pionierilor, astăzi se cheamă Clubul Elevilor, unde învăța să cânte la chitară. Și m-am dus după ea. Am intrat acolo, am băgat capul acolo și ea îmi făcea semn, pleacă de aici. Și profesorul m-a întrebat, ce-i cu tine aici? Am zis, am vrut și eu să vin să văd ce faceți. Și el a zis, păi stai, intră și stai jos. Și acolo am început să învăț să cânt. Profesorul se numea Petru Damșa. El ne-a învățat pe toți să cântăm, și la chitară, și la tobe, și la clape, și la, mă rog, la tot. Și ne-a făcut formații de copii, de fete, de băieți, mixte, grup de folk, mă rog. Dar eu făceam chestia asta, pur și simplu curgea dintr-una într-alta, adică nu... Asta am făcut toată școala, din clasa 1 până în clasa 12. Iar când am terminat a 12, era logic să mă duc încolo, mai ales că toți profesorii mei ziceau, hai, reprezintă-ne, știi? Dar când ți-ai dat seama că ai un talent, că ai o voce extraordinară? Nu... Cred că anul ăsta, nu știu cum să zic, adică nu... Serios, nu glumesc. Adică n-a fost un profesor care să zică, ai o voce extraordinară. Nu știu dacă au folosit vreunii cuvintele astea fix puse așa în ordinea asta, dar, de exemplu, în momentul în care când eram mică și eram la Clubul Elevilor, dacă era de cântat, mă scoteau în față. Dacă trebuia să mergem, nu știu, la Cântarea României, mă scoteau în față. Dacă trebuia să venim în București să imprimăm la studioul din TVR, de exemplu, mă scoteau pe mine în față, eu cântam. Adică îmi dădeam seama că mă aleg pe mine. Dacă noi ne făceam o trupă ca să mergem să cântăm în tabăra de copii de la Năvodari, la Mare, colegii mei ziceau, da, trebuie să vii să cânti tu. Adică eram cumva aleasă să cânt. Iar în momentul în care am ajuns la facultate în București și lucram cu domnul Țeicu, era profesorul meu, domnul Țeicu m-a învățat să cânt, tot ce scria pentru diversi colegi, pentru, nu știu, o grămadă de soliști, mă chema la studio să trag backing vocals-ul, adică vocile de pe fundal, care susțin vocea principală. Și asta e o muncă de om de studio plătită și din banii ăștia eu trăiam. Adică mi-era clar că m-a ales pe mine, nu pe altă colegă, știi, sau pe orice alt coleg. Dar cred că prima oară când am, nu știu cum să zic, când am început să zic, da, mă, chiar așa e, eu am un coleg care e din Chișinău, Mihai Neniță se numește el, este un violonist fantastic și, mă rog, cântă cu Filarmonica din Madrid și sora lui e concertmaestru acolo și, mă rog, e un muzician adevărat, mult mai educat decât noi toți ceilalți. Și el îmi spune tot timpul, tu ai ceva ce n-are nimeni, și eu, făcând glume, îi zic, bă, da, Mihăiță, uite, mai este una, Beyoncé, și el zice, nu, n-are ce ai tu, iar altceva, dar n-are ce ai tu, ce ai tu are foarte puțină lume. Și l-am dat, mi-a zis, uite, am cântat cu Filarmonica din Madrid, cu, mă rog, diversi soliști, și am avut o solistă de la Scala di Milano. E, fata aia avea ce aveai tu, în sensul că aia nu lăsa sala să respire decât când respira aia, înțelegi? Și atunci am stat să mă gândesc, pot să fiu foarte obiectivă că sunt autocritică, și m-am uitat foarte atent la ce mi-a zis și cred că are dreptate și de-aia îți spun, nu e de la mine, e de altundeva. Cine ne-a făcut pe noi, mi-a dat mie asta. Când a fost momentul când, de fapt, ți-ai dat seama că ai succes? Adică când ai izbucnit, așa? E o poveste foarte funny, dar atunci mi-am dat seama. Abia o născusem pe Daria, nu știu, avea câteva luni. Și părinții lui Daniel, bunicii ei din partea tatălui, locuiau la Târgoviște, au venit să o vadă. Am mai povestit povestea asta de multe ori. Și bunica și-a uitat portofelul acasă. Și în portofel avea și banii și adresa, firește, și numărul de telefon. Și-a uitat portofelul acasă. Și-a ajuns și ei în gara din București. Și-a dat seama că nu-i portofelul. Și bunicul s-a supărat și-a zis, a, niciodată n-ai, nu ești atentă, că, nu știu, mă rog, o certat-o. Și un taximetrist întreabă, dar unde mergeți? Și el zice, lasă, n-ai tu treabă. Și ea zice, mergem să ne vedem nepoata. Și el zice, dar în ce cartier? Și ea zice, nu știu cum se numește cartierul, dar Narcisa Suciu e mama ei. Și el zice, dar vă duc eu la doamna, că știu eu unde stă. Pe cuvânt nu-i glumă. Și bunicul zice, nu poți să ne duci că n-avem nici bani. Și el zice, nu e mică, mă plătește pe mine doamna. E adevărat că eu pe vremea am umblat foarte mult cu taxiul, că n-aveam carnet de șofer. Și a venit bunica și a zis, băi, tu chiar ești foarte celebră, adică știau taximetriști unde stai. A fost o întâmplare fericită, sigur că putea să fie altul care să nu știe unde stau. Asta a fost una și mai a fost una foarte tare. Am sunat la un moment dat la gară la informații CFR. Am zis, bună seara, mă scuzați că vă deranjez, știu că este un tren care pleacă la Cluj. Vreau să vă întreb dacă are vagon de dormit. Și aia zice, Narcisa, tu ești? Și eu zic, dar ne cunoaștem? Și aia zice, nu, dar ți-am recunoscut vocea.
Și am zis, aveți o ureche extraordinară, adică să-mi spuneți în ce ghișeu vă găsesc, că aș vrea să vin să vă aduc un CD. Și asta am și făcut. M-am dus la ea și m-am uitat și am zis, aveți o ureche, cum nu știu, nu multă lume are. Și am zis, da, v-am recunoscut imediat. Asta mi se mai întâmplă și azi, știi, dacă iau o mașină, să, cum am venit încoace, pot să am căciulă, nu știu, mască, nu știu, și dacă zic, bună ziua, mă întreabă, e temperatura ok? Și eu zic, nu, e bună. A, după voce, știi? Na. Atunci am dat seama. Atunci mi-am dat seama, când am sunat la informații CFR, serios, femeia aia vorbește cu nu știu câți oameni pe zi. Și mi s-a părut funny. Dar cred că atunci mi-am dat seama că mă, cred că mă descurc. Și nu ți-a lipsit lucrul ăsta în Finlandia? Nu, deloc. Ți-am spus, a fost foarte bine gândită, a fost analizată din toate părțile și mi-am dat seama că pot să trăiesc fără asta, că eu nu de asta am cântat. Nu mi-am dorit să ajung celebră sau... Mă rog, mie mi-a sunat telefonul, exact cum m-ai sunat tu, poți să vii? Da, pot să vin. Când am putut să vin, am venit. Și nu, nu ăsta a fost scopul meu. Sigur că mi-am dorit să pot să trăiesc din asta, dar puteam să cânt oriunde, nu știu, în orice restaurant sau oriunde și să trăiesc din asta, știi? E normal să trăim fiecare din ce știe să facă. Nu e normal să ne apucăm să facem alte activități conexe ca să putem trăi. Dar nu mi-am dorit să fiu celebră, să mă știe lumea, să nu sufăr de chestia asta. Nu îmi pasă foarte tare. Mă bucur când vin oamenii și îmi spun că, nu știu, au întâmplări din viață, fragmente din viață care s-au întâmplat pe muzica mea și aia am sigur că îmi place, mă bucur, înseamnă că i-am bucurat și asta. Da. Le-ai atins sufletul. Da, asta mă bucură. Dar nu sufăr dacă mă întâlnesc cu cineva și îmi zice habar n-am cine ești. N-am nicio problemă cu asta, chiar am pățit-o anul trecut pe vremea asta. Am fost într-o excursie în Sahara. Am fost în deșert, mă rog, și era o fată cu care m-am întâlnit acolo și aia mică, avea vreo 27 de ani, așa, și aia vine la mine și zice... Mi-a zis ăștia că ești ceva vedetă, eu nu știu cine ești. Ceva vedet. Și am zis, e ok. Și am zis, noi suntem pocăiți, n-am televizor, nu mă interesează, nu știu ce faci. Și am zis, e ok. Îmi place abordarea asta, că înseamnă că există o șansă să mă placi pe mine pentru mine, știi? Nu da. Prin prisma faptului că m-ai văzut vreodată la televizor. Și în iarna asta, când am cântat în Timișoara, o venit la spectacol cu flori. Tu, dar tu ești artista deșertului. Ne-am împrietenit. Dar adică nu, n-am nicio problemă când mă întâlnesc cu oricine și îmi zice nu știu cine ești. N-am nicio problemă cu asta, sunt absolut ok. Nici nu mi se pare că ar trebui să știe toată lumea cine sunt. Ai spus că ești nemulțumită cumva de faptul că ai putea să faci mai multe da, decât faci. Da, aș putea să fiu... Dar nu fac. Ce, nu știu, regreți că n-ai făcut până acum? Că mai ai timp? Doar. Nu regret nimica. Sau ce ai doar... putut să faci și n-ai făcut? Uite, de exemplu, fratele meu are un business de turism. Și mă sună la un moment dat și zice, băi, mi se pare că sunt foarte leneș și el făcând foarte mult, da? Și are o cifră de afaceri foarte mare și, mă rog, chiar face foarte mult. Și tot timpul conectat cu, mă rog, clienții lui. Și zic, mie mi se pare că faci destul, ce zice, nu, aș avea nevoie de, nu știu, un ardei iute, un ceva. Nu știi, ceva, o ceva, nu știu, spirulină, ginseng, nu știu, ginkgo biloba, ceva, ceva, să iau, să fiu mai, să am mai mult drive. E, cam în faza aia sunt eu acum, știi? Mi se pare că mi-ar trebui ceva, nu știu, chili, ceva, să am mai mult drive. Dar pe de altă parte, știu foarte bine că orice perioadă de felul ăsta ne o luăm sau și-o ia capul, corpul, nu știu, mintea, sufletul nostru, pentru că are nevoie de introspecție. Și atunci încerc să fac asta și să o fac cu bucurie, fără să mă simt vinovată că uite, a trecut ziua și n-am făcut aproape nimic azi. Aproape nimic însemnând multe chestii, dar care nu ți se par importante, știi? Dar n-am dat vreo lege azi, n-am, da. Înțelegi? Da. Știu că aș putea să fac mai mult și nu fac. De cât timp faci de terapie? De după, nu știu dacă știi, acum un an jumate era să mor. Cu ce? Cu am făcut apendicită, da. Dar n-am știut. Așa că peritonită, purulentă, acută, septicemie. Da. Și am ajuns la spital în septicemie. Și... Te-a speriat asta? Nu, asta a fost problema, că nu m-am speriat. Că n-aveam senzația că-s pe moarte sau că e ceva atât de mare. Na, și ca să conștientizez chestia asta, că oamenii din jurul meu... Iar chirurgul care m-a salvat mi-a zis, eu nu știu dacă ți-e clar... S-a trecut un glonț pe lângă ureche, dar te-a și julit un pic. A fost o chestie foarte serioasă. Și am zis, domnul doctor, dacă vreodată pot să fac ceva pentru noastră, orice, orice mi-a salvat viața. Și a zis, vrei să-mi faci ceva pentru mine, du-te la terapie. Și am zis, terapie, ce am cu capul? Adică nu mă duc, de ce să mă duc? Că n-am nevoie.
A zis, bine, da, fă-o așa, de dragul meu. Adică, pentru, dacă tot poți să faci orice, fă chestia asta. Iar fiica mea, care face terapie, îmi zice, toată lumea ar trebui să facă terapie, este necesar, face parte de igiena personală. Mă rog. M-am dus. Și de atunci. Îți place? Îmi place. Îmi place, e una din zilele mele preferate, miercurea, fiecare miercuri merg, și una din orele mele preferate. Crezi că ar trebui oamenii să facă terapie preventiv? Cred că fiecare ar trebui să facă fix ce vrea. Uh-huh. Asta cred. Ar fi cel mai fain să facem fiecare fix ce vrea, fără să ne pese de ce crede lumea sau de ce zic, nu știu, rudele sau orice altceva. Asta cred. E, îți pasă de ce zice lumea? Îmi pasă în măsura în care trăiesc în societate și sigur nu sunt, nu vreau să fiu paria, dar altfel... Tot te afectează? Foarte puțin, să știi. Și asta cred că e o abilitate pe care mi-am dezvoltat-o de-a lungul carierei sau nu știu cum să-i spun altfel. Mai ales că ești expusă prin exact de aia, știi? Și am ajuns într-o zi la concluzia că sunt câțiva oameni, poate îi număr pe degetele de la o mână, pe care îi sun când mi-e cu adevărat greu, știi, și cer un sfat. Și atunci numai de părerea lor îmi pasă, practic. Deci în momentul în care mă critică, ăia ar putea să mă jignească sau să mă facă să mă simt. Dar altfel, dacă ești unul dintre oamenii pe care nu îi sun să îi cer ajutorul vreodată sau vreun sfat, nu știu, sincer, nu mă interesează. Dar au fost momente în trecut când ai suferit din cauza, nu știu, părerii unora, altora? Da, au fost momente care m-au deranjat, dar nu pot să zic că n-am dormit noaptea din cauza asta. Mi-amintesc foarte bine, de exemplu, de un moment... O aveam pe Daria, era mică, avea câteva luni și a murit taică meu. Și m-au sunat oameni din presă, mă rog, să mă întrebe. Și le-am zis că n-am nimic de zis acum. Și articolul din ziar, că pe vremea, mă rog, presa de scandal era altfel decât e azi, da. Azi nu prea mai există. Au scris ceva de genul că nu și-o amintește exact când era gravidă, dacă era gravidă, și acum nu știe exact dacă a murit taică-sul sau nu, probabil din cauza pălincii de Maramureș. Eu fiind una de aia care chiar nu bea pălincă, da. Nu îmi place, pur și simplu nu înțeleg nicio băutură în afară de apă care n-are culoare, gust, miros. Adică nu văd pentru ce. Nu înțeleg vodka și nu. E, și asta m-a deranjat. Dar nu m-a rănit, m-a deranjat, l-am ținut minte. Dar de ce au zis că nu știa dacă e gravidă? La fel încercau să fac cumva să fie știrea, știi foarte bine că și despre tine s-au scris destule. Da. Ca să fie știrea juicy, ca să-i facă pe oamenii de acasă să deschidă, să vadă despre ce naiba-i vorba. Da. Ne fi nimic juicy acolo, adică, serios, nu știu. Nu știu cum să dea știrea asta ca să fie mai atractivă. Da, să fie atractivă, da. Tu ți-ai pierdut mama la 17 ani. Da. O vârstă... Dificile. Da, nu, e ceva foarte, foarte rău. Oricum, niciodată nu suntem pregătiți și știm foarte bine toți asta, indiferent cât de devreme sau de târziu vine, nu e momentul potrivit niciodată. Dar mai ales la... Da, în momentul ăla a fost foarte greu, mai ales pentru că aveam un frate mai mic. Și m-am trezit brusc că trebuie să știu să fiu mama unui adolescent. Că doar alta n-avea. Și eram singura femeie din casă. Da, a fost foarte greu. Da. Iar maica mea avea puțin peste vârsta mea de acum. Nu știu, vreo 2 ani mai mult, da. Când vecinele mele ziceau, Doamne, ce tânără era, mie mi se părea cum tânără era, bătrână, trecuse de 50 de ani, cum ar veni, știi? De-abia trecuse de 50 de ani, da. Da, cancer. Cum ai gestionat atunci? Habar n-am. Atât de puține lucruri mi-amintesc. Știu că, mă rog, am terminat liceul și vrea să vin la facultate în București. Și mă gândeam, na, cum se descurcă ăștia, cum rămân în casă, știi, 3 frați și un tată, 4 bărbați. Și veneam în fiecare vineri, luam trenul din București și ajungeam sâmbătă dimineața în Baia Mare, cu clasa a doua, firește, destul de rar aveam bani de bilet oricum, adică, na. Și veneam toată noaptea așa și sâmbătă făceam sarmale, multe, cât să ajungă eventual o săptămână. Mă mai vedeam cu cei de prin oraș, prietenii din oraș, și duminică seara luam trenul și veneam înapoi direct la școală. Asta a fost, nu știu, o lungă perioadă de timp. Firește că avem amintiri diferite asupra momentului, eu și fratele meu cel mic. Dar fratele meu cel mare, care era și el prezent, și l-am întrebat, mă, ții minte, am făcut sarmale vreodată? Și a zis, Doamne, ai făcut kilometri de sarmale, nu știu, ai făcut foarte multe sarmale. De aia mă gândeam eu că e o mâncare care poate să le ajungă pentru zilele în care eu nu o să fiu acolo. Foarte greu, îți dai seama, n-aveam mașina de spălat, spălam cu mâna, hainele tuturor. Greu, ce să zic. Toate chestiile pe care eu n-am fost obligată niciodată să le fac. Că până să
o pierdem pe mama, eu eram prințesă. Și eu nu aveam niciun fel de îndatorire. Nu, firește, am învățat. Nu, nu știam să fac nimic. Da. Prima mâncare pe care am făcut-o era varza la Cluj. Și eu îl întreb pe taică meu, țin minte ziua, oare ce să facem de mâncare? Și el zice, hai să facem varza la Cluj. Dar să facem însemna că el citea și el citea. Asta făcea, asta era activitatea lui preferată, citea foarte mult. Și eu mă gândeam, na, cum arată varza la Cluj, ce conține, cam care este duritatea ingredientelor, care ar trebui pus mai repede. Pe internet atunci. Nu exista așa ceva. Și nu vreau să mă duc la vecini să cer ajutorul, știi? Ce? Pentru că îmi imaginam cum fiecare zice săraca fată. Și eu nu aveam chef să aud săraca fată. Ok, să ne punem pe treabă, știi? Da, a fost greu, foarte greu. Dar așa s-a întâmplat. Care era varianta? Niciun, erau două, exact. Practic. Exact. Să te afunzi. Ori să faci, ori să nu faci. Da. Și l-ai pierdut pe tatăl tău la scurt timp, da, la scurt timp. Adică, mă rog, au fost 6 ani, dar scurt timp, da. Adică de-abia, ți-am zis, o aveam pe Daria de câteva luni, n-avea încă un an, pentru că Daria e născută în aprilie. Câți ani aveai când ai născut-o pe 23. 23. De vreme. Foarte de vreme. Acum mă bucur. Da. Atunci a fost foarte greu. Foarte greu. Gândește-te că e primul nou născut pe care eu l-am văzut în fața ochilor. Nu știam nimic, despre nimic, mă rog. Așa au fost. Și Daria avea, să zic, 10 luni. Da, 10 luni, pentru că pe taică mi l-am pierdut în februarie. Și ea făcea un an în aprilie. Da, repede. Da, el a vrut la un moment dat să-și refacă viața. Da. La un an de zile după ce i-ați pierdut. Probabil mai mult, dar mă rog, în jur de un an. Cred că mai, poate după ce am plecat eu totuși la școală, că vedea și el cât e de are greu ce fac. Are nevoie de cineva care să îl ajute. Și pentru mine, că era greu ce făceam eu, să fac naveta asta de București-Baia Mare. Era absurd, îți dai seama. Da. Și n-ai fost de acord. Nu. Nu, că atâta minte aveam. Da, nu știu, așa au fost. Am zis nu, peste cadavrul meu. Dacă îl lăsam în pace, poate trăia până acum. A consumat mult? Da. Practic nu mai avea niciun motiv să trăiască. Adică nu mai găsea în el resurse. Nu-l mai bucura nimic. Nu mai vrea nimic. Apariția Dariei ți-a schimbat viața, evident. Absolut. Într-un mod, evident, fericit. Chiar dacă era complicat, că erai foarte tânără și... Foarte greu. Și n-aveam mamă. N-aveam mamă exact, să mă învețe. Să te ajute, să te învețe, să zică... Da, și oricum nu acceptam părerea nimănui. Adică nu, oricine avea să-mi zică orice, știam mai bine eu. Ceea ce acum știți, specialiștii ne spun că cel mai bine știe mama oricum. Da. Dar pe vremea aia, mă rog, eram căpoasă și eram convinsă că numai eu știu ce e bine pentru ea. Mă bazam pe faptul că taică s-o făcea medicină și totuși trebuia să știe niște lucruri, măcar tehnic. Și mai erau, mă rog, părinții lui și era fratele meu cel mare, care m-a ajutat, care a venit și a stat cu noi. Până, nu știu, până a făcut Daria 6 ani jumate, cred că a stat fratele meu cu noi. Nu știu, în primele 2 luni, eu n-am ieșit din casă. Adică eu stăteam lângă ea. Și când dormeam, mă uitam dacă respiră și asta era tot ce făceam. Da. Pe fratele mare l-ai pierdut? Da. S-au făcut deja 4 ani. Da. Cu el ai avut o relație foarte strânsă până la un moment dat. Da. Și după aceea nu v-ați vorbit o perioadă. Da. Dar din ce cauză? Adică o cauză așa... Nu, ne-am certat pe principii, nici măcar pe ceva real. Păi asta pe principii. Eram convinsă, deși nu știam. Da, pe principii. Așa se întâmplă. Da, și eu am zis, uite, dacă tu crezi chestia asta, asta s-ar putea să ducă la divorțul dintre noi, știi? Mă rog, și eu ales să meargă și el era, că poți, că era fratele meu. Și da. Și nici măcar nu era vorba despre un subiect care să facă parte din interesul nostru primar, știi? Primar, da. Era vorba despre bani. Uh-huh. Adică nimic. Noi nu ne-am certat niciodată de la bani. Îți dai seama că după ce i-am pierdut pe toți spărând, noi am avut de împărțit moșteniri, chestii. Da. Și a fost niciodată, pace, adică niciodată. Noi toți am semnat că renunțăm ca să semneze unul din noi că acceptă tot, ca să nu împărțim nimic. Da. Știi? Deci noi nu am avut niciodată discuții despre asta. Au fost pur și simplu tâmpene. Nu știu, așa au fi trebuit să se întâmple, dar... Na, așa s-a întâmplat. Ți-a părut rău? Nu. Mi-a părut rău cumva, dar în continuare, dacă aș avea ocazia să vorbesc cu el, i-aș zice, vezi? Că aveai dreptate tu. Da. Cu tatăl Dariei ai avut o relație armonioasă? Da.
Pentru că atunci când eram tineri ne potriveam foarte bine. Și acum ne înțelegem foarte bine. Chiar am fost la ei, locuiește în Elveția acum, e medic în Zurich. Și Daria a venit din Finlanda și eu am venit de aici și ne-am întâlnit la el acasă. Și am stat, nu știu, vreo săptămână sau cam așa ceva. Și în continuare ne înțelegem foarte bine. El are un băiat mare, care are 21-22 de ani, Andrei, cu care mă înțeleg foarte bine și pe care o să-l văd de seară. Așa. Și care iubește pe Daria foarte tare și dacă îl intră acum aici, ești convinsă că e băiatul meu, că eu l-am făcut. Că semănăm atât. Seamănă cu tine. Da, are ochi albaștri, e roșcat. E foarte talentat, cântă la bas și face medicină și el. Și mai are un băiat mic, care acum a făcut 6 ani și am fost la ziua lui cu Daria la Zurich. Și care mă iubește foarte tare. Și eu pe el. Mi se pare extraordinar. Extraordinar, copilașul ăsta e... Da, avem o relație foarte bună. Dar cum sunt e niște... posibil? Poate explici un pic pentru alte atâtea situații care există. O să zicem, hai, partea asta de showbiz, că sunt la vedere. Da, dar există în fiecare bloc, din orice cartier, din orice oraș din țara asta. Exact. În momentul în care noi nu ne-am mai înțeles, Daria a existat deja și în momentul în care noi ne-am despărțit, eu eram, eram mică. N-aveam experiență de viață, n-aveam nimic. A fost primul meu prieten, adică nu aveam nimic. Dar eu m-am gândit că pentru copilul meu, practic eu pot să fac cam orice. Și pentru mine cel mai important e ca copilul meu să fie sănătos, fericit și întreg la cap. Uh-huh. Ei, dacă asta înseamnă că eu să pot să am o relație cu un bărbat pe care nu mai vreau să-l văd niciodată, eu asta o să fac. Dacă cumva vreodată se întâmplă ceva cu ea, medical, și are nevoie de ceva, nu știu, transplant de ceva, și nu îi se potrivește de la mine, ci de la el, și eu n-am acces la el. Adică toate chestiile astea eu le-am gândit la vârsta aia, că eram foarte mică, nu știu, dacă aveam 25 de ani. Aveam 25? Încă n-aveam 25. Adică da. Chiar eram mai mică decât Idaria astăzi, să-ți dai seama. Și pentru asta am făcut tot posibilul să am o relație bună cu el. Pe de altă parte, asta nu e dificil, că e un tip foarte fain, e foarte deștept, e foarte funny, ne place aceeași muzică, dar nu ne mai potrivim noi doi. Dar pe de altă parte, mi-e la fel de aproape ca frații mei. Adică am aceeași relație cu el, cum să zic, e familia mea. Și el la fel, dacă are de luat o hotărâre grea, pe care o gândește mult, el mă sună să-mi ceară părerea. Când copilul lui, el e medic, da? Când copilul lui are febră, mă sună și zice, tăticule, ăsta are febră, nu știu ce să fac cu el. Și zic, mă, dar unde lucrezi? La supermarket? Dacă eu vin la tine cu copilul și are febră, ce-mi zici? Știi? Da, avem o relație foarte bună, dar, cum să zic, ne-au legat niște chestii, alea n-au dispărut. Nu mai sunt suficiente, dar n-au dispărut. Dar știi cum e? Poate voi vă înțelegeți bine, dar partenerii voștri trebuie și ei să fie de acord cu relația, explici, relația voastră. N-ai decât să le explici și lor. Că pot apărea, nu știu, gelozii. Da, nu există. Eu cu soția lui suntem foarte bine și ea la fel. El la un moment dat avea o criză de colegist. Domnul doctor nu vrea să opereze. Că o să vină el în România să opereze și am zis, bă, poți s-ar putea să nu reziști la drum. Pe de altă parte, sunt niște oameni pe care noi îi știm, care pentru operație de felul ăsta s-au dus în străinătate. Nu ești normal. Tu te duci la colegii tăi, te operează la laparoscopic, dar pentru că eu să am discuția asta cu el, m-a sunat ea. Și a zis, încearcă să vorbești cu el, că nu mă înțeleg cu el, nu vrea, e frică sau nu știu ce se întâmplă. Și am avut discuția asta cu el, s-a operat și în 5 zile ne-am văzut în București. I-am zis, fii atent, dacă tu te duci acum să te operezi, eu termin cântările, ne vedem de Crăciun. Asta facem, dar du-te acum ca să avem vreme să te recuperezi și așa am făcut. Da, nu, avem o relație foarte bună. Da, ăsta e un, exact cum spuneai tu, e foarte important în primul rând pentru copii. Exact, care e scopul tău? Da. Să ai un copil întreg, la cap și la suflet. Echilibrat emoțional. Asta te interesează și atunci, pentru asta, ce ești dispus să faci? În teorie, orice, până la practică. Uh-huh. Hai să o punem și în practică. Păi bune, chiar atât de dificil, adică nu. Ca să nu mai zic că există și varianta aia în care tu pățești ceva și copilul ăla rămâne cu un părinte în viață. Dacă tu îi spui vreo 2, 3, 15, 20 de ani că părintele celălalt e un nenorocit, e rău, da. Ție ți-e ok să rămână copilul tău cu un nenorocit? Cu un om rău? Cu un om de nimic? Ești ok să știi că îl lași pe lume singur cu asta, sigur cu restul familiei, dar cea mai apropiată rudă e asta, care e un om de nimic? N-aș putea să fac asta pentru copilul meu. Sunt niște lucruri simple până exact, la urmă. Exact. Simple. Eu sunt un om foarte pragmatic. La mine logica e foarte importantă. Chiar dacă ai o meserie... Da, nu știu cum se face asta, dar probabil că sunt niște construcții pe care mi le-am făcut în așa fel încât să pot să duc viața înainte. Dar la mine totul e foarte logic.
Și lui la un moment dat i-am zis, când, dați-mă, când Daria era mic atunci când ne-am despărțit, că ne-am și certat. Rău, cum se ceartă frații, efectiv, adică cel mai rău. Și l-am dat, mi-a zis, că și dacă mă enervez, îți iau fata, și am zis, nu-i destul de mare pământul, te găsesc oriunde. Încearcă să faci asta, ca să nu mai zic că nu-i chiar ieftin, dacă vrei să o dau eu, să vezi ce înseamnă. Da, nu, ne-am și certat până l-am dat când... S-au aranjat lucrurile. Da, nu. Luăm o scurtă pauză de publicitate. Hai. Și continuăm după aceea. Nu știu cum să zic, că e aici, tot timpul. Și au zis, nu vreau să-l văd. Cum adică nu vrei să-l vezi? Tatăl Dariei. Nu mi-am dorit în viața mea roche albă de mireasă, nuntă. Nu, n-am avut nevoie de asta. Niciodată în viață, de când ne știm, nu l-am stat să întreb unde ești. Îmi povesteai înainte de publicitate despre relația cu tatăl fetei tale, cu tatăl Dariei, și că e o relație armonioasă, da. Cum rar se întâmplă în urma unor despărțiri, din păcate. Și mi-ai explicat exact cum s-au desfășurat lucrurile. Și chiar dacă v-ați certat atunci, chiar dacă ați mai avut niște animozități, până la urmă a primat copilul. Absolut. Dar așa ar trebui să fie în orice casă. Când... Dar te-a ajutat să ajungi la mentalitatea asta și faptul că ai stat în afară? Nu, sau asta a fost înainte. Da. Deci înainte a fost nu, stabilită să plec. La situația. Fel și în momentul în care i-am făcut soțului meu cunoștință cu Daniel. Așa. Și am zis, uite, la vama veche. La vama veche. Să am un spectacol, era Folchiu, o să am un spectacol cu el și au zis, nu vreau să-l văd. Cum adică nu vrei să-l vezi? Tatăl Dariei. Și a fost prietenul meu, da. Bun, înainte să fim iubiți. Cum să nu-l vezi? E un om important pentru mine, trebuie să-l vezi. Și au zis, nu, pentru mine este doar un om care te-a lăsat să te descurci singură cu un copil. Și am zis, bă, dar nu se pune problema așa. În primul rând că nu știi cine pe cine a lăsat. Da. În al doilea rând, astăzi e un om important pentru mine și copilul meu. O să fie musai să-l cunoști. Și s-ar putea să-ți și placă de el. Da. S-ar putea să-ți și placă, că e un om fain. Dar o să ne întâlnim, o să vină la noi acasă. Asta e situația. Și s-au întâlnit și ce crezi, asta era în vară, în octombrie, când a fost ziua lui, eu zis, bă, singurul om pe care aș vrea să vină e Daniel. Și asta s-a întâmplat. Dar nu, adică lasă ce au avut de împărțit doi, nu știu, mai am niște prieteni care au divorțat acum recent și el zice, nu pot să-l iert pe așa, Daniel, că s-a întâlnit cu fosta mea, și am zis, extraordinar, tu-ți imaginezi că eu nu mă mai văd cu ea acum, că voi ați divorțat. Gândește-te logic. Mi-a plăcut de ea dintr-un motiv, de tine din alt motiv. În continuare o să vă plac pe amândoi și o să mă văd cu voi separat sau împreună. Nu pot să fie atât de absurd încât să spui cu cine am voie să fiu prietenă și cu cine nu. Dar în momentul în care explic oamenilor atât de simplu, că sigur că ne putem duce în niște chestii foarte complicate, n-are niciun sens. Da. N-are niciun sens. Na. Mai apar discuții, de exemplu, după ce se despart doi iubiți, soți, că, nu știu, unul contribuie financiar mai mult la creșterea copilului, altul mai puțin. Se întâmplă, îți dai seama. Noi, în momentul în care ne-am despărțit, de exemplu, Daniel era încă student. I-am zis, în momentul ăsta, dacă tu eu îți cer bani... Da. În momentul ăsta, dacă eu îți cer bani pentru întreținerea Dariei, ar însemna să le dau părinților tăi o sarcină în plus, o povară în plus. Că era student. Da. Eu nu vreau să fac chestia asta. Eu n-am de ce să-i amărăsc pe oamenii ăștia. O lăsăm așa, că mă descurc. Dacă nu mă descurc, te atenționez. Dar în momentul în care o să ajungi medic pe picioarele tale, o să ai un venit stabil și o să-ți plătești toate împrumuturile pentru studii și whatever, și o să începi să-i dai bani, din momentul ăla o să-i dai bani. Și noi nu o să mai vorbim despre asta altă dată. Dar până atunci, e ok, eu înțeleg situația. Dacă i-ar lipsi fetei ceva, sigur că... Da, sau dacă simțeai tu vreo greutate... Dar dacă nu e cazul, iar zic, banii pentru mine nu sunt subiect, adică... E vorba de principiu. Dacă tu îți asumi grija asta față de ea, nu te mai poți opri din aia. Niciodată, practic. Dar în momentul în care ți-o asumi, noi nu o să mai vorbim despre asta. Și asta se întâmplă și azi. Și astăzi el o susține financiar. Diferența o face faptul că Daria nu cere nimic. Uh-huh. Niciodată, nici de la mine, nici de la el. Daria lucrează, a lucrat toată facultatea, întotdeauna. Pentru că vrea să locuiască într-o casă foarte faină, nu vrea să stea unde stau studenții. Da. Și ea și prietenul ei lucrează și locuiesc într-un loft care e scump. Dar care ei îi place, are lumina potrivită pentru ce are ea de desenat, da, și de pictat, mă rog.
și trage pentru asta și lucrează ca să aibă chestia asta, lucrează ca să aibă bani să iasă în oraș, lucrează pentru asta. Și na, eu îi spun, știi, că am multe responsabilități pentru vârsta ta, o să ai toată viața serviciu, n-are sens să te chinui de acum. Și ea zice, da, pentru mine nu-i prea mult și eu vreau să am confortul ăsta. Da, și atunci o face. Dar și eu și el, din când în când, îi trimitem bani. Nu știu, acum, de exemplu, pentru că termină facultatea, eu am întrebat-o ce cadou își dorește și au zis că vrea să facem o excursie în Transilvania. Vrea să-l lași pe iubitul ei, pentru că el nu a fost cu noi atunci când am fost cu toată familia. Ei nu erau încă împreună, dar ea era mai mică. Și eu povestit despre chestia asta și el vrea să vadă Transilvania și asta ar vrea să fie cadou ei. Ok. Și taică s-a întrebat-o ce vrea și au zis niște bani. Niciodată atâția bani sau aș vrea să-mi dai bani să-mi iau mașină sau niciodată ei și-o la mașină, ei și... Na. Are o mașină mai scumpă și decât a lui și decât a mea. Dar muncesc pentru asta, în fiecare zi. Da, asta este, cred că, cea mai mare satisfacție a unui părinte. Pentru mine cea mai mare satisfacție este parteneriatul pe care îl face cu Axel, cu iubitul ei. Faptul că au avut... Că este echilibrată. Da, și că au avut, nu știu cum să zic, abilitatea să-și aleagă un partener pentru ea. Știi? Că poți face alegeri proaste. Am făcut toate. Dar ea a avut răbdarea asta să găsească omul potrivit pentru ea. Și un om cu care nu se ceartă niciodată. Știu că există teoria aia cu dacă nu te cerți, nu există relație bună. Asta e o tâmpenie. Se poate să nu te cerți. Poți să ai un schimb de argumente, dar nu înseamnă că trebuie să te cerți. E fără dramă relația lor și deja e de, nu știu, 5-6 ani? 6 ani imediat. Chiar, cum poate o relație să reziste fără dramă, așa cum ai zis? Uite că vorbesc. Vorbesc ca niște oameni. Și ea zice, uite, mi-ar plăcea chestia asta, ce părere ai? Și el zice, s-ar putea să fie așa sau așa? Da, sunt de acord cu ea. Sau, ea le zicea la un moment dat, aș vrea să mă duc în Londra, că n-a artiștii de artă plastică în Londra, nu știu ce. Și el a zis, tu nici nu ai fost în Londra, nici nu știi dacă ți-ar plăcea, s-ar putea să nu-ți placă vremea și să-ți dea în cap. Pe de altă parte, eu n-aș putea să fac ce fac în altă țară decât în țara mea. Deci asta ar însemna ce? Să avem o relație la distanță sau să ne despărțim? Și au zis, n-aș vrea să ne despărțim, că nu văd viața fără tine. Și aici o să termină discuția, dar discută despre toate astea, știi? Relația cu soțul tău e fără dramă? Fără dramă. Asta a fost o chestie când l-am cunoscut. Și ziceam prietenii mele pe vremea aia, prietena mea cea mai bună și azi, și am zis, nu știu, nu sunt sigură. Și au zis, dacă nu e cu telenovelă și nu e cu dramă, nu e ok, sau ce? Zic, da, ai dreptate. Obișnuința, vezi, da, fără dramă. Fără dramă. Înainte, mai de mult căutai asta, telenovela, cred că îmi plăcea foarte tare să mă cert. Cred că îmi plăcea tare să mă... Eram și foarte bună, am făcut argumentare la școală și foarte bună pe argumentare, dar îmi plăcea să mă cert. Eu azi, și când mă cert, eu nu ridic vocea, eu nu ridic tonul. Eu nu vreau să stric ce mi-a dat Dumnezeu ca să... Ce? Mi se pare că dacă spui ce ai de spus pe un ton jos, eventual rar, e mult mai amenințător. Așa este. Că poate când țip nici nu ești luat în serios. Cu siguranță nu. Da. Și știi că bărbații, la noi, de exemplu, inginerii de sunet, și mă rog să știe, că bărbații pe măsură ce înaintează în vârstă pierd niște frecvențe înalte. Cam pe unde e vocea soției de obicei, știi? Și o să auzi bătrânii că zic, ea zice, mă, taică tot, sau, mă rog, bunicul tot, nu mă ascultă când vorbesc. Și el zice, dar n-am auzit! Chiar n-aude, adică nu e o glumă, chiar n-aude. Da, nu, voci, nu. Și eu nu ridic tonul, nu-mi place să mă cert, îmi place să aduc o argumente în discuție și să-ți explic de ce am dreptate, dar nu vreau să mă cert și nu mă cert. În momentul în care ajung să mă cert sau, nu știu, să-mi fie groază, să mă duc acasă sau nu mă mai duc acasă. Adică nu fac așa ceva. Nu mă cert, n-am de ce. L-ai cunoscut pe o platformă online. Da. Nu știu dacă mai există, dar pe vremea aia era foarte în vogă. Și acolo ne-am întâlnit. Iarăși, asta iarăși a surprins presa din România. Exact, numai că aici explicația lui a fost foarte bună, pentru că îți dai seama că și în familia lui, sora sa, prietenele sora sa, a zis, hai mă, ce dragul ți-ai luat, gagică de pe internet, cum? Și el a zis, păi da, dar era mai bine dacă ne întâlneam, de exemplu, la o petrecere, unde, sigur, ca să mă duc să o abordez, aș fi băut, da. Că altfel nu îndrăzneam. Deci era mai bine dacă mă întâlneam cu ea la o petrecere unde s-a băut prea mult, atât de mult încât să fiu atât de îndrăzneț. Mi-am dat seama că are dreptate. Nu era mai bine.
Poate atunci era privit așa, că e ca o ciudățenie. O, dar pe vremea când am făcut eu pe Daria fără să fiu măritată, cum crezi că era? Exact despre asta vorbeam cu prietena mea, Mirela Retegan, zilele trecute, că în toate chestiile astea am făcut pionierat. Astăzi nu mai e nicio dramă. Da, e ok, dar pe vremea aia, ți-am zis, cream ziar, adică, na. La fel era și eu, ți-ai cunoscut soțul pe internet. Da, și astăzi 40% din cuplurile de anul trecut s-au cunoscut pe internet. Iar și în vremea pandemiei mulți. Absolut, dar n-aveai altă variantă. Așa. Dar tu de ce nu te-ai căsătorit cu tatăl Dariei? Eu nu am vrut să mă mărit niciodată, sincer. Mm-hmm. Nici acum n-aș fi vrut să mă mărit. Mi se pare că, cum să zic, colaborarea asta și pentru mine parteneriatul înseamnă, nu știu, mai mult decât acte și am văzut că actele nu au însemnat nimic pentru nimeni aproape niciodată. Nu mi s-a părut important. Nu mi-am dorit în viața mea roche albă de mireasă, nuntă. Nu, n-am avut nevoie de asta. Nu mi s-a părut important. Și acum? El a zis, eu aș vrea neapărat să ne căsătorim. Și eu am zis, eu n-aș vrea. Și el a zis, eu aș vrea. Păi pentru ce? Uite, și pentru părinții mei că sunt vârstă și știu că își doresc asta, am zis, asta pot să înțeleg. Da. Asta înțeleg. Da, și pentru tine și pentru siguranța ta în țara asta. Da. Dar nu, despre asta nu poate fi vorba, pentru că în Finlanda este recunoscut concubinajul. Exact. În afara faptului că, nu știu, mi-am schimbat numele, n-am alte drepturi. Am aceleași drepturi și, Doamne ferește, dacă unul dintre noi moare și dacă unul dintre noi cere divorțul și dacă avem aceleași drepturi, cu sau fără actele astea. Așa atunci când ați fi adică chiar nu vedeam rostul. La fel cum, de exemplu, când am cumpărat o casă, zice, hai să ne punem amândoi pe contract. Și zic, păi pentru ce? Că oricum dacă mă lași îți iau jumate, adică ce rost are? Pentru ce? Pentru siguranța ta, așa, să fii... Eu nu văd rostul la lucrurile astea, adică... Dacă pierd o casă, nu e o problemă. Uh-huh. Că dacă ăsta e scopul meu, mă apuc și muncesc ca să cumpăr o altă casă. Nu mă interesează lucrurile materiale, știi? Nu... Și nici un act nu mă poate ține lângă un om dacă nu mai vreau să stau. Nu. Dar nu ți-ai dorit așa? Ai avut perioade în viața ta când ți-ai dorit să agonisești, să faci avere? Nu, să... din păcate, nu. Poate dacă aveam, știi, fratele meu cel mare zice, dacă eram eu contabil, eram milionar. Eu știu. Da, nu... Am o relație foarte bună cu banii, dar la mine sunt foarte fluizi. Adică niciodată nu rămân fără bani, dar niciodată n-am foarte mulți bani. De niciodată n-am, nu știu, dacă mi se strică frigiderul azi, pot să-mi cumpăr altul. Da. Dar nu pot să-mi cumpăr altă mașină azi. Știi? Dar niciodată nu rămân fără bani. Nici nu-mi cere, eu nu cer mult. Nu știu, vreau neapărat să-mi iau poșeta aia care nu mă interesează, nu mă interesează. Alte haine decât astea normale nu mă interesează. Pentru evenimente am o prietenă foarte apropiată care e profesor la Universitatea de Arte, la școala asta de modă, și care îmi face haine, dar rest nu mă interesează. Îmi plac parfumurile aici, în schimb. Okay. Aici, da. Ce fel de parfumuri îți... Am peste 400 de sticle. Nu cred așa ceva. Am o colecție foarte mare. Foarte mare. Am... Probabil că cel mai vechi parfum al meu e din anii 60, sigilat. Uh-huh. Am și mai vechi, dar ăsta e sigilat. Până la, mă rog, tot ce apare în industria de... Asta, underground, știi, ceea ce înseamnă nișă. Că nișă nu înseamnă produsele din gama de lux, de la case cunoscute. Corect. Nu, nișă înseamnă ceva indie, făcut de cineva... Exact ca muzica underground, știi? Asta explicam aseară unui prieten. Exact ca muzica underground, cam așa e și nișa la parfumuri. Am mult, cunosc parfumerie, fac curatoriat pentru prietenii mei. Și cauți genul acesta? Da, de... uite, zilele astea chiar este târgu de parfum de la Milano. Da, știu. Am fost, dar nu, anul ăsta n-am fost, din păcate. Am o prietenă care e româncă, dar locuiește în America și care știe foarte mult și de la care învăț, și cu ea am fost când am fost. O cheamă Dana Sandu și e, mă rog, au lucrat și pentru Saffler Bon și pentru, mă rog, chestii de-astea mari, și acum lucrează, de exemplu, pentru o casă. Le face toată povestea, istoria, packaging-ul și știe. Na. Și am învățat multe. Na. Suntem grupuri de oameni interesați de parfum, facem schimburi între noi, ni le vindem între noi. Adică poți să o încep și să mai fie jumate în ea și să o vinzi altcuiva, știi? Nu credeam că există persoane care sunt așa de... Eu am 400 și ceva de sticle, dar alții au 1000 și ceva de sticle. Deci, practic, e ca o colecție. O colecție. Da. Da. E o pasiune foarte serioasă. Da. Și scumpă.
Ce scumpă. Deci, în afară de asta, eu nu cheltui bani pe nimic. N-am pretenții mari. Care e cel mai scump? Cei mai mulți bani, cât ai dat pe un parfum? Aia e una, alta. Așa. Care e cel mai scump parfum? Este un cadou chiar de la prietena asta, Dana. Bun. Este un atar, un ulei, făcut de un tip pe care îl cheamă Sultan Pasha. Așa. Care e un turc școlit la Londra, care locuiește la Londra și care face cele mai scumpe. Un ulei dintr-o ăsta care e atât. Efectiv e atât. Costă 400 ceva de sterline. Deci e o picătură acolo. Dar cu acu dai din uleiul ăsta oriunde și tot platoul ăsta o să miroase așa. Incredibil. Deci am grijă când îl dau, pentru că folosește ingrediente naturale, niște uduri foarte grele, poate să miroase a grajd pentru alții, știi? Sau, da. Nu știu, balegă de... Da, dacă e un ud natural și real, că sunt și alea, sunt mai multe calități. Dar cei mai mulți bani am dat, cred că pe... Am fost la un moment dat la prietena mea în Doha. Vacanța noastră de iarnă cu soțul meu a fost la Doha, la căldură, și când am intrat acolo la parfumerie, am zis, asta e, și soțul meu a zis, ia tot ce trebuie, și cred că mi-am luat vreo 12. Oh. Păi aveau reduceri, știi, și am zis, nu o să mai văd niciodată la prețurile astea, și asta e, și mi-am luat. După am găsit un alt magazin cu parfumuri vechi și de acolo mi-am mai luat vreo 36, adică de-aia am atât de multe, că mi-au multe când le găsesc, da. Mă rog. Dar... Îți plac și astea orientale, nu? Depinde. Da. Îmi place ca gen, îmi place. Că îmi place ambra, îmi place tămâia, îmi place mirul. Da, dar trebuie să fie bine făcute, trebuie să fie din ingrediente naturale. Adică bombele astea olfactive care umblă pe stradă, nu-mi plac. Nu-mi place ambroxanul, care e o moleculă care ne arde nările și nu mai simțim nimica. Nu-mi place. Nu-mi plac producțiile astea care ajung să fie... foarte plăcute de toată masa și să miroase toată lumea la fel. Nu mi le cumpăr pe alea, nu le am, nu le vreau, nu mă interesează. Dar am... Acum e o nebunie, e un trend din ăsta cu parfumurile orientale. Și în România, da, și în Europa. Da, din păcate, pentru că un nas needucat, neexperimentat, vrea să miroase mult și să țină mult. Și să miroase tare. Să miroase tare, dar nu asta e faza. Nu asta e faza. Faza e să fie o combinată de ingrediente care să se dezvolte de-a lungul zilei, pe măsură ce pielea ta încălzește respectivul parfum. Nu mai faceți așa când dați cu parfum. Că omul ăla care a inventat parfumul a pus niște molecule acolo, ca niște buline, ca niște bube. Și alea se sparg înainte de vreme. Lăsați-le să se spargă singure. În momentul în care se încălzesc pe piele. Că atunci el se dezvoltă așa cum parfumierul ăla deștept l-a văzut. Exact. Da, îmi plac multe. Îmi place foarte tare ambra și am multă ambră de toate felurile, nu știu, de toate felurile. Îmi plac parfoasele astea de deșert, de, de piață, de condimente. Îmi plac, îmi plac și am. Știu și eu un pic că nașa mea e tot, chiar se ocupă cu așa ceva, așa că poate... Să mă caute. Da, asta da, îmi plac și am multe, ți-am spus, am multe și le cam cunosc. De-aia, știi, asta e și rostul unui târg de felul ăsta, că ai ocazia să vezi câteva mii de producții noi. Da. Pe care, ca să le vezi în magazin, o să dureze foarte multă vreme. Dar dacă le vezi în incint acolo, știi, na. Sigur că există și niște influencer și de ăștia care vin și pleacă de acolo cu sacoșele pline. Asta mi se pare foarte urât. Da, am fost la târg și m-am oprit la o casă. Avea o sticlă foarte interesantă cu un capac de lemn. Și am întrebat, care-i povestea liniei? Și mi-a explicat că sunt... cele 7 faze ale iubirii. Mi-a explicat foarte frumos tipul și am zis, mișto. Și a zis, uite, ți-aș da o de asta de Discovery. Să ne cunoști toate parfumurile. Și am zis, da, mulțumesc. Am luat-o pe aia. Mă întreba cum te cheamă, i-am zis cum mă cheamă și am plecat. M-am întâlnit cu un alt român care face la fel pentru packaging, face niște chestii din hârtie extraordinar, lucrează cu foarte multe case din lume. Da. M-am trăit cu el, m-am oprit cu el, timp în care i-am o căutat pe internet și am văzut cine sunt. Și a venit după mine cu o sticlă și eram, nu, că mi-era rușine, mă, aveam senzația că vede toată lumea de acolo, că eu plec o sticlă întreagă. Și mi-era, nu. Și el zicea, de femeia asta, de drag, ia-o. Și poți să-i faci o postare pe Instagram. Da. Eu, nu, Doamne, am zis, nu, vin în ultima zi când se vând, dacă se vând. Ea zice, nu se vând. Nu. Na, și până la urmă am plecat cu sticla aia, nu știam unde să o pun, să nu vadă lumea, înțelegi, că mi-era rușine. Da, acum... Dar știu că se practică, și a devenit un job serios. Da, poate să fie. Partea asta, dar pentru mine este un job în sensul că ți-am zis, fac curatoriat pentru prietenii mei, toți prietenii mei au parfumuri pe care eu le recomand. Și, de exemplu, Retegan, de câte ori ajunge în aeroport, mă sună și zice, am ajuns la parfumerie, zi ce să-mi iau. Și zic, du-te în stânga, vezi că sunt niște sticle așa, na. Du-te la alea, vezi că este una, vezi, na, du-te. Și explic ce să-și ia și întotdeauna știi, na, o nimeresc. Da. Adică știu ce îi place și când m-am dus la ea la un moment dat,
nu știu, am venit din Finlanda și am stat la ea vreo săptămână, avea un singur parfum, într-o sticlă albastră, cu un miros citric, așa, cum să zic, general și comun. De vară, cum? Și am zis, nu se poate așa ceva. Nu, parfumul face parte din personalitatea noastră și de ce dăm noi din noi lumii. Poate să fie o armă seducție, dar nu poți să ai un singur parfum pe care îl dai de dimineață până seara, te rog. De ce? Și când am arătat cât aveam eu la mine în valiză atunci. Vai, le și porți cu tine. Pe unele, da, îți dai seama că sunt unele sticle care sunt foarte grele sau capacul e foarte greu, sau mă rog. Și atunci am fiole în care îmi pun să-mi iau cu mine. Da, trebuie să luăm încă o scurtă pauză de publicitate și continuăm după aceea. Avem aceste două cutii. Hai. Cutia roșie și cutia aurie. Și vrei să citesc? Da. Nu. Nu? Dar nu mă văd cu nimeni toată viața. Hai să vedem întrebarea. Că mai avem un... Ce avere materială ai? Da. La noi aici s-a încins discuția despre parfum. E forma de parfum, da. Gata. Am intrat în magazinul ăla, îl știu. Da. Bun, vreau să te întreb, cum se menține o relație de iubire așa armonioasă? Adică trebuie să existe niște ingrediente de care să ții cont? Stai că relația de iubire am cu toată lumea. Relația de care cu te referi? Ok. Că iubirea ai, cu iubirea ai și cu prietenii tăi și cu frații. Da, și, mă rog, mă da. Stau, câți mă rog, cel puțin armonioasă. Câți ani aveți de când sunteți împreună? Păi se fac 14 ani. S-au făcut 14 ani acum. Acum 3 zile, da, deci practic. E ceva, da, e chiar mult, mai ales pentru zilele noastre. Da, da, bine, vezi că acum dacă eu sunt aici și ele acolo e un pic mai simplu. Mi se face dor așa? E bine că mai pleci? Nu știu, am așa o... Nu știu cum să zic, că e aici tot timpul. Așa îl simți. Da. Noi nu ne controlăm niciodată. Eu niciodată în viață, de când ne știm, nu l-am stat să întreb unde ești. Niciodată și nici el pe mine. Dar ești geloasă? Nu. El? Mm. Nu, el nici atât. Mm-hmm. Dar la începutul relației noastre, eu eram eram obișnuită. Mm-hmm. De cum am trăit aici. Cine și de ce? Și el a râs și a zis... Bă, dacă e, adică e flatant așa, pe mine mă distrează, adică sper că e glumă, că dacă nu e glumă, e nasol. Și atunci mi-am dat seama că, da, totuși, nu, și nu fac așa ceva, nu fac că nu că mă abțin, ci că nu-mi vine să o fac. Nu simt să fac asta. Că nici nu e normal, mă, nu e normal. Că de-aia zic, fiecare om ar trebui să facă ce vrea, dacă cumva se potrivește cu ce vrei tu, e extraordinar, dar dacă nu se potrivește, oricât ai trage de ea în toate părțile, nu o să se întâmple. Asta cred eu. Și ca o relație să țină, ce trebuie respect. Să existe? Respect. Să-i respecti celuilalt. Timpul, spațiul, pornirile, vrutul, nevrutul, apucăturile, nu știu. Respect. Adică, nu știu, să-i respecti integritatea lui de om. Dacă nu mi-e respectată integritatea, nevoia de spațiu sau... Nu, dar nu există. N-am cum, adică prefer să fiu singură. Corect. Dacă nu ești bine și nu te simți bine, n-am cum. N-ai cum. Și nu mi se pare o dramă să fii singur. Știi că am prietene care zic, dar sunt atât de multă vreme singură că aș vrea să găsesc pe cineva. Și eu zic, pentru ce? Adică ce-ți lipsește? De ce? Ce? Gândește-te bine, pentru ce? Care e motivul? Ce nu-ți ajunge? Ce nu ți-e suficient? Că tot ce ție nu-ți ajunge și nu ți-e suficient, vede și alălalt. Și alălalt miroase disperarea. Uh-huh. Și nu-i, trebuie nimănui un disperat. Exact. Da. Avem aceste două cutii. Hai. Cutia roșie și cutia aurie. M-am uitat, am văzut. Da. Cutia roșie, cutia sufletului, inimii, o întrebare din zona asta și cutia banilor, cutia aurie. Hai, cu banii ți-am zis. Și vrei să citesc? Da, te rog. S-a pus vreodată problema divorțului în căsnicia ta actuală? Așa, serios, nu. Dar eu, de exemplu, zic, dacă tu nu înțelegi chestia asta, asta e motiv de divorț. Și prima dată când am zis despre asta, au făcut ochii mari. Era vorba de Seinfeld. Așa. Văzi că nu-i place Seinfeld. Și am zis, nu. Deci asta e motiv de divorț. Deci, cum să vedem? Cum să nu înțelegi umorul din Seinfeld? Ai încercat să te uiți de la început la sfârșit? Și au zis, așa nu am încercat. Păi uite ce și după aia vorbim. Și după aia s-a râs foarte mult pe tema asta, adică în sensul că s-a uitat la film și eu veneam să zic, vezi că e faza aia cu Stella. Da. Da, nu, serios, așa, nu. Nu, stai un pic. Vreau să te mai întreci. Dar te vezi cu el
toată viața? Nu. Nu? Dar nu mă văd cu nimeni toată viața. Uh-huh. Mă văd cu mine toată viața. Poate că din cauza faptului că am pierdut oameni uh-huh. importanți foarte devreme, eu nu văd nimic să dureze toată Eter. Viața, știi? Și da. Eu îi ziceam maică-mi când eram mică, ziceam că dacă vine sfârșitul lumii. Și maică-mi am zicea sfârșitul lumii pentru fiecare om atunci când moare el. Uh-huh. Ăla e sfârșitul lumii lui. Și poate de asta, nu știu, dar nu sau nu-s capabilă să-mi fac planuri pe termen lung. De exemplu, mie mi-e foarte greu să zic ce fac de Revelion. Da. Alții și-au bilete deja. Da, dar își programează. Alții își programează nunți peste 2 ani. Nu pot, așa cum să spun, dar nu știu ce fac săptămâna viitoare. De exemplu, am un prieten foarte bun, Andrei Partoș, care face emisiunea la radio de atâția ani și care mi-e foarte drag și îmi place mult să vorbesc cu el și, mă rog, să mă întâlnesc cu el și mă invită la emisiunea lui săptămâna viitoare. Săptămâna viitoare. Sau weekendul ăsta, uite că nici nu mai știu. Și m-a invitat cu, nu știu, 3 luni și am zis, Andrei, habar n-am dacă trăiesc până atunci. Deci nu pot, nu... Eu nu pot să-mi iau bilete de avion acum pentru la vară. Mm-hmm. Nu pot. Știu că o să le iau mai scump la vară. Poate e o chestie pe care trebuie să o învăț. Sau poate nici nu trebuie. Pentru ce trebuie să o învăț? Hai să deschidem și cutia aurie. Mi-ai spus că în relația cu banii Nu mă interesează. Nu te interesează. Nu mă interesează niciodată. Important. Aveam la un moment dat un tip care îmi făcea curte și care era foarte bogat. Și pe mine chestia asta mă speria, știi? Dar de ce? Nu știu, că mă gândeam, dar ăsta poate să doarmă bine noaptea? L-am și întrebat la un moment dat. Atunci am întrebat, tu poți să dormi bine noaptea? Da, bineînțeles. După nu știu câți ani zic, mă, dar știi că te-am întrebat? O zis, nu, dormeam, îți dai seama. Și nu... Se pare o povară banii mari? Cred că poate să devină, da. Uh-huh. Da, cred că poate să devină și nu văd pentru ce trebuie. Adică sunt oameni pe care îi cunosc bine, apropiați, care au atât de mulți bani încât le-ar trebui generații să-i cheltuie trăind normal. Știi? Și întreb, da. La ce îți mai trebuie? Și ăla zice, nu știu, asta fac, adică din asta e viața mea, asta fac. La ce trebuie? Nu știu, poate să trăiești într-un lux din ăsta. Trăiești în lux, așa, și după aia continui să-i faci. Pentru că, ce? Știi, am zis acestui prieten, știi, dacă te înțelegi bine, oricum stai în aceeași cameră, indiferent cât de mare e casa. Corect. Că am trăit într-o casă de 400 de metri pătrați și stăteam în camera aia, atât era camera. Și dacă nu te înțelegi bine, oricât de mare e casa, nu-ți ajunge. Nu încapi. Știi? Foarte tare. Nu încapi. Da. Și atunci, pentru ce? Adică, nu face luxul. Nu știu ce înseamnă luxul. Luxul la mine înseamnă să mă trezesc când vreau eu. Să mă culc când vreau eu și să mă trezesc când vreau eu. Asta înseamnă lux. Și beneficiezi. Da. Asta. Normal. Atunci ești bogat. Da. Asta înseamnă pentru mine lux. Să pot să-mi cumpăr ce parfum vreau fără să zic, mamă, nu-mi permit. Asta înseamnă lux. Da, să-mi cumpăr nu știu ce vilă, nu știu care am avut. Nu m-am bucurat. Genți sau tovi. Nu le port. Nu, adică, acum am venit cu o geantă că trebuia să pun cartea nea. Dar nu port, adică nu mă interesează. Am alte bucurii. Da, hai să vedem întrebarea. Că mai avem ce avere materială ai? Da. În sensul că pe numele meu sau așa? Da, tu. Ce... Case. Câte case? Știi că două. Stase șapte case, nouă case. Două, una aici, două. Una acolo. Da. Mașina de acolo. Eu în București n-am mașină și îmi doresc să-mi iau. Mașina de acolo, care îmi place mult, dar nu pot să vin că e în București, că e prea mare. E foarte mare. Mm-hmm. E cât ambulanța și n-am. Acolo îmi folosește. Da. Aici... La mine în parcare ar fi foarte dificil, foarte dificil. Am colecția de parfumuri, dacă s-ar întâmpla ceva și aș vinde-o, ar fi niște bani destul cam de mulți. Cât? La cât ești? Cred că mi-aș putea cumpăra o mașină foarte faină. Serios? Cred, da. Deci ai investit ceva în... Să știi că unele le-am primit. Ieri am primit un colet de la o doamnă româncă, o cheamă Luminița și trăiește în Germania. Și-a văzut că sunt pasionată și că fac colecție și mi-a zis, aș vrea să-ți trimit ceva de la mine, cam niște parfumuri mai vechi. I-am zis, știți, nu, s-ar putea să le am deja. Și-a zis, da, eu aș vrea să vi le trimit, că eu cred că ar sta mai bine acolo. No, mă rog, și mi-a trimis femeia niște, cred că mi-a trimis vreo, nu știu, 10 sticle? Unele goale, unele pe jumătate. Dar ale erau ale ei, știi? Ce multe din astea pe care le am, am o sticlă de, am un Guerlain în Montre Bottle, da. Care nu se mai face din anii 70, sigilată. Am primit-o de la o doamnă din Finlanda pe care nu o cunosc, de la care am vrut să le cumpăr. Tot așa, avea o cutie cu niște sticle, unele goale, unele pe jumătate, unele, mă rog. Și am vrut să-l cumpăr aia. Și m-a întrebat de ce vreau să le cumpăr, că știi că sunt sticle, adică vrei să ai copii care se joacă cu ele? Și am zis, nu, doamnă, eu sunt colecționară. Am o colecție mare și sunt unele chestii care chiar dacă sunt pe fundul sticlei, eu pot să le miros, ele nu se mai fac de ani de zile. Ce tare. Dar pot să miros aia și să înțeleg de ce a fost parfumul atât de reușit și, mă rog, de iubit.
și mi-a zis, dă-mi voie să-ți fac cadou. Da. Cutia asta, cadou de primăvară. Drăguț. Și în cutia asta a fost acest Montreux Bottle de la Guerlain, care e sigilată, din anii 70. N-a deschis-o nimeni niciodată. Aia aș putea să o vând practic oricât, dar nu pot să o dau, nu poți să o dai. Că n-am. Mulțumesc mult de tot, Narcisa. A fost o plăcere și îmi pare bine că te-am cunoscut așa de aproape. Am vorbit foarte mult, da? M-am scuzat. Foarte bine, foarte bine. Foarte mult. Te așteptăm cu drag și cu altă ocazie. Poate ne vedem la spectacolele din primăvara asta. Perfect. Bine. Mulțumesc și vouă, dragi telespectatori, că ne-ați fost alături. Ne revedem data viitoare. N-am fost fericită. Și nu sunt. Și n-am să fiu niciodată. Soțul meu era... M-a iubit foarte tare, dar... Nu m-a înțeles niciodată. Ați fost bine în această căsnicie? Nu. Nu. A fost tumultosă. V-a fost un bărbat fidel, nu? Sau? Nu. Murea după femeie și bolnav. Copii? Nu. Ați vrut să aveți sau n-ați vrut? Nu. Nu v-ați dorit? El și-a dorit? Da, foarte mult. N-aș fi fost mama bună. După ce a murit Viorel, iată-mă pe mine ca frunză în vânt. Când l-am pierdut pe Viorel, a început să mă lovească toată lumea. A doua zi deja a început să mă lovească. Eu am cunoscut atunci senzația de deprimare. După ce eu mor, o să vezi că o să apuci chestia asta, dai seama. O să înceapă atâtea minciuni, dar tu ai la mână ce îmi spun eu. Acest program este susținut de Aqua Carpatica, gustul purității.